Scaun de siguranță, grupa 2-3. Așezăm scaunul pe bancheta mașinii. Tetiera scaunului poate fi fixată cu o curelușă de tetiera banchetei. Scaunul fixăm prin centura de siguranță a mașinii în 3 puncte. O trecem prin acest dispozitiv de ghidare a centurii. Copilul este fixat cu aceeași centură cu care se prinde și scaunul. Este foarte important să verificați. Centura mașinii trece întotdeauna peste umărul copilului și nu aproape de gâtul acestuia. Copilul își poate modifica singur poziția scaunului prin aceste manete. Când se ridică, poziția scaunului revine la forma inițială.